Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Misterele Istoriei, vorbim despre răscoala lui Horea din 1784 și implicarea preoților români în evenimente. O cât de simplă lectură a principalelor izvoare ori a lucrărilor esențiale care compun imensa istoriografie a răscoalei lui Horea lasă impresia că preoțimea românească a fost extrem de prezentă în acțiunea acesteia. Cu toate acestea, rolul jucat de preoți în mișcarea țărănească menționată nu a fost cercetată mai profund, ceea ce a permis tot felul de aprecieri care, de cele mai multe ori, au evaluat incorrect rolul și contribuția preoților la mersul evenimentelor. Cartea de căpătâia răscoalei, monumentala monografie a lui David Brodan, care a fost intitulată cât se poate de simplu Răscoala lui Horea și a cărei primă ediție a apărut în anul 1979, amintește întreagă și fără să insiste prea mult pe preoții pe care actele răscoalei le-a perpetuat numele. Dacă consultăm indicele de la sfârșitul monografiei, avem surpriza să numărăm 167 de preoți, ceea ce, dacă avem în vedere aria totuși nu foarte extinsă a răscoalei, pare a fi un număr important și, prin urmare, demn de a fi cercetat mai îndeaproape. Problematica preoțimii românești transilvanene în răscoala lui Horea incumbă mai multe dimensiuni. În primul rând, condiția sacerdotală, misiunea acestuia în comunitatea care a fost una eminamente spirituală și care ar fi trebuit să-i limiteze acțiunile. Evident, în satele românești ale Transilvaniei, funcția spirituală a preotului a fost depășită în mod frecvent, acesta devenind încă din epocile istorice anterioare răscoalei, lider niciodată contestat al comunității pentru o serie de alte sfere, cu deosebire pentru cea socială. Și în mod real, preotul a fost recomandat pentru funcția de lider nu numai de pregătirea sa intelectuală, care o depășea oricum pe cea credincioșilor săi, cât și de calitatea sa de membru al unei structuri ierarhice, în vârful căreia se afla un conducător, episcopul, ce avea o perspectivă incontestabil mult mai înaltă și posibilități decizionale eminente. Ajungând în acest punct al argumentației, se relevă o a doua dimensiune a problematicii preoțimii, care este trecută cu vederea de cele mai multe ori, și anume funcția psihoșcoală a acesteia. Este o certitudine că acțiunea preotului de țară nu este una aleatorie, pe bunul său plac, dar, pe de o parte, într-o lume foarte mobilă, cum a fost cea a secolului al XVIII-lea, instituția bisericii, indiferent de ritul ei, s-a constituit într-o structură singulară, dotată cu ierarhia, legile și disciplina internă, fără de care nicio instituție nu poate funcționa și care a fost capabilă să coaguleze un corp social de talia țărănimii. Această funcție nu a fost specifică numai bisericilor românești din Transilvania, ci a fost îndeplinită la modul general pentru orice grup social ori comunitate etnică, nu numai în Transilvania, ci și în celelalte țări ale Europei centrale. În această privință, biserica a depășit chiar și aparatul administrativ al statului, care, cu excepția aparatului propriu al tezaurariatului, era cristalizat la acea vreme încă cu destul aproximație. În fapt, până spre anul 1780, statul nici nu a avut un aparat propriu creionat cu fermitate, ci și-a delegat funcțiile specifice de justiție, de represiune și așa mai departe, unor altor structuri, de regulă nobiliare. Dar pe de altă parte, în epoca ce ne interesează cu acest prilej, preoțimea a format, în mod concret, elita socială românească, elita de la care, în anumite momente de criză, poporul nu numai că a așteptat, ba chiar a pretins, uneori violent, să se conformeze rolului de elită și să preia conducerea. Tocmai numărul mare de participanți la evenimentele din toamna anului 1784 ilustrează că în timpul răscoalei lui Horea s-a produs o impunere de către țărani a asumării de către preoți a rolului de conducători ai comunităților, cum și tabăra aflată de partea cealaltă a conflictului a recurs la serviciul bisericii pentru temperarea elanului răsculaților. Nu întâmplător, episcopii Gedeon Nichitici, Petru Petrovici, Ioan Bob și parțial Moise Dragoș au fost solicitați de autoritățile de stat să aplaneze conflictele înainte de a recurge la forța armelor.
Aici trebuie făcută o paralelă nu numai din motive de justificare, cu situația din zilele noastre, mai exact din ultimul deceniu al secolului 20, o epocă de evidentă criză socială, alminteri cu nimic mai gravă ca alte epoci, în care biserica a fost automat investită de conștiința publică, cu încrederea circa 80% din populație, chiar dacă, pe de altă parte, jumătate din ea se declara neîncrezătoare în viața de apoi. În al treilea rând, în cadrul problematicii preoțimii românești transilvănene în răscoala lui Horea, dă de gândit ușurința cu care aceștia s-au implicat într-un număr care rămâne încă de văzut cât a fost de mare în evenimentele totuși violente din timpul răscoalei. Pentru că, cel puțin principial, însăși funcția sacerdotală a interzis participarea preoților la violențe colective ori individuale. Pe de altă parte, numărul practic insignifiant al preoților români care au suferit de pe urma participărilor la răscoală ar pune sub semnul întrebării implicarea chiar atât de masivă de cum s-a insinuat de către unii istorici. În orice caz, examinând lista preoților români implicați în răscoala lui Horea, pe care ne-a lăsat-o David Prodan, constatăm că implicarea acestora în evenimente a fost destul de neconvingătoare, relativă și nu neapărat din proprie inițiativă. Pe de altă parte, evoluția contradictorie a evenimentelor a făcut ca în timpul răscoalei unii preoți să fie deopotrivă victimizați, când de tabăra nobiliară, când de cea a țăranilor răsculați. În primul rând, apariția multor preoți în actele răscoalei se datorează calității lor de martori oculari ai evenimentelor, fără a implica direct în violențe. Unii ajung în atenția autorităților pentru că au făcut servicii de natură religioasă în împrejurările tragice ale răscoalei. Popa Petru, zis și Popa Rostogol, ortodox, i-a înmormântat pe cei omorâți în timpul violențelor din Abrud și a botezat localnici de altă religie din același târg. La fel au procedat Popa Adam Frențiu, greco-catolic din Abrud, dar și preoții din Abrud, Sat, Corna, Roșia, Mogoș, Lupșa, Braț, București, care s-au trezit menționați în actele răscoalei numai pentru atât, fără să existe alte urme documentare că ar fi fost sancționați vreodată pentru vreo altă faptă a lor. Alții sunt audiați ulterior evenimentelor de diversele comisii de anchetă care au cercetat împrejurările desfășurării acțiunilor țărănești, presupunându-se că pot furniza informații utile mai aproape de adevăr. Calculul a fost cât se poate de corect. Preotul din Aciua, Popa Demetriu, a făcut o observație interesantă că, printre răsculații care au venit în satul său, a existat un bărbat de statură mijlocie, blond, cu fața deschisă, îmbrăcat într-un suman lung de culoare albă, cu o căciulă îmblănită așa cum au și soldații, și care a spus câteva cuvinte din care a dedus că este știutor de carte. Preotul din Albești, Popa Stanciul, a lăsat în urmă o mărturisire scrisă în românește, conform căreia știrea care a circulat în preajma izbucnirii răscoalei a fost aceea că porunca imperială a pretins ca oamenii să meargă la Alba Iulia împreună cu preotul lor, pentru că alminteri nu va fi nimica și vor rămâne toți iobagii în veac. În fața ezitărilor preotului, pentru a-l convinge să se ducă totuși cu ei la Alba Iulia, țăranii nu au ezitat să-i amintească faptul că noi te ținem pe dumneata cu sărăcia noastră, îți plătim casă și grajd și dăm din iarba și din toate ce avem ca să poți trăi, au dacă nu-i merge, noi și din casă afară te-om scoate. Iar cazurile asemănătoare sunt foarte numeroase. Fără îndoială că au fost preoți care s-au implicat direct în răscoală, deși nu există niciun indiciu precis că ar fi făcut-o sub presiunea credincioșilor, ori de bunăvoie, din convingere proprie. Dar îi găsim în mijlocul evenimentelor, mai cu seamă în perioada premergătoare izbucnirii răscoalei, când lumea satelor din Apuseni fierbea pe tema înscrierii în armată. Locul predilect de întâlnire al țăranilor a fost ori spațiul din fața bisericii, ori la casa parohială. Țăranii din Pintic s-au adunat la casa preotului local, Popa Vasilie, hotărând trimiterea unor delegații la Alba Iulia pentru a cerceta starea de lucruri. Țăranii din Bogat au pornit spre Alba Iulia pentru a se înscrie ca soldați, având în frunte 6-7 fluierași, urmați de preotul neunit Popa Ilie.
În cercul Pauca, după răscoală, preotul neunit Popa Dumitru din Tău și cel unit din Beșinău, Popa Andrei, au fost desemnați de autorități ca făcând parte dintre cei care i-au ridicat pe țărani. Plin de zel, preotul unit Popa Man i-a înscris între viitorii soldați întâia dată pe proprii săi credincioși din armeni. Mai apoi și pe cei din Alămor și Loamneș, deși a fost atenționat să se abțină. Părerea generală despre Popa Man a fost că a ținut în mână cu strășnicie tot poporul. Protopopul unit din Inoc, Popa Traila, a făcut agitație în Ghiriș, Agârbiciu, Grind, Luna și altele, îndemnându-i pe țăranii să meargă la Alba Iulia, pentru ca după aceea ei vor stăpâni în țară, iar preoții neuniți din Cucerdea și Feldioara s-au pus în fruntea credincioșilor lor, asemenea preotului din Vereș Mort. Este greu de precizat în ce măsură aceștia s-au conformat dorinței credincioșilor de a avea în frunte pe preoții lor, mai cu seamă după ce ierarhia celor două biserici românești s-au pronunțat categoric împotriva răscoalei, condamnând excesele ei. De multe ori, acțiunea răsculaților se desfășoară în fața sau chiar în interiorul bisericii rurale, care se validează prin aceasta ca principala scenă a vieții comunității. La Bogata, instigatorii la răscoală au venit în fața bisericii și i-au avertizat pe sătenii care ieșeau de la liturghie să nici nu se gândească să se înscrie în armată, căci vor păți ca locuitorii din Vingard, care echipurile au fost amendați pentru același refuz cu 200 de florini renani. După propria lor declarație, țăranii din Boian au fost îndemnați să se înscrie la oaste chiar de la anvonul bisericii din sat, de către preotul lor, care s-a și dus la Alba Iulia punându-se în fruntea locuitorilor. Alți preoți au refuzat să se conformeze pretențiilor mulțimii. Preotul ortodox din Agmar, Popa Afton, a refuzat să se ducă împreună cu locuitorii la Alba Iulia pentru a se înscrie soldați, în ciuda amenințării că, în caz contrar, va fi alungat din slujbă și din sat. Aceeași amenințare a planat și asupra celor doi preoți români din Catanga, cel unit Ștefan și cel neunit Petru, deși ei s-au declarat dispuși să se înscrie ca soldați chiar și din proprie inițiativă, căci au fost încărcați cu prea multă dare. Preotul unit din Sânta Maria, Popa Petru, care a predicat tot timpul liniștea, a trebuit să fie obligat cu forța de către jurați să-i scrie pe țăranii din sat pe o listă ce trebuia dus apoi la Alba Iulia. Se pare că preoții români din Valea Sasului, Biai, Clod, Panade, Băcaciu și Jidvei, au avut mai mult succes, căci îndemnurile lor de a rămâne liniștiți pentru a vedea evoluția situației au fost ascultate. Popa Vasile din Cârcedea a pretins, e drept că după răscoală, că nu a vrut să meargă la Alba Iulia nici în ruptul capului, deși sătenii lui l-au chemat și pe el. În schimb, Popa Popovici din Hondol, vicarul episcopului ortodox Gedeon Nichitici, a reușit să rețină de la răscoală 20 de sate din Zărand, viața fiindu-i pusă în primejdie de adepții necondiționați ai participării la răscoală, de care a scăpat doar prin fugă. O situație mai aparte a avut-o protopopul din Trestia, Iosif Sânziana, care s-a declarat incapabil să liniștească poporul, întrucât cineva răspândise zvonul că ar fi primit de la nobili 2 mierte de galbeni și, prin urmare, nu mai era ascultat. La fel a pățit și preotul din Abrud, Popa Ștefan Lazar, care a fost acuzat de credincioși că ar fi fost spion și ar fi depus mărturie mincinoasă. Odată izbucnită, răscoala a devenit evident incontrolabilă, atât de către autoritățile nobiliare, cât și de sursele de autoritate din rândul țărănimii ridicate. În fapt, autoritățile au contat pe această situație și s-au grăbit să implice în răscoală pe slujitorii bisericii, în primul rând pe preoți, chiar dacă aceștia, după 31 octombrie 1784, dispar de pe scena răscoalei în cea mai mare parte. În ciuda evidențelor, unii preoți au fost maltratați de nobilimea insurgentă numai pentru că erau considerați de aceștia potențiali conducători ai țăranilor tulburați. Nu s-au putut feri de această presupunere nici preoții ortodoxi din Bârsău și din Nojag, Popa Ioan, respectiv Popa Anghel, care au fost bătuți, iar bunurile le-au fost confiscate, în ciuda faptului că au fost complet nevinovați de implicare în răscoală.
Cauza lor a și ajuns până în fața comisarului imperial, contele Anton Iancovici. În emoția provocată de răscoală, nobila Ana Veselni din Galtiu, un sat din județul Alba, a socotit că în primul rând trebuie aspru cercetați preoții uniți din Hăpria, căci, după cum știa ea, ridicarea a pornit de la ei. În același timp, nobilul Ladislau Tordai l-a acuzat pe protopopul Dragoș din Alba Iulia că el ar fi pornit tulburarea și că ar fi trebuit întemnițat pentru aceasta. Furia nobiliară împotriva țărănimii, generată și de incapacitatea de a înțelege motivația reală a evenimentelor, a împins rațiunea pe un plan secundar, nobilimea renunțând la respectarea conveniențelor sociale, mai cu seamă în domeniul justiției. Indiferența nobilimii la actul de justiție este ilustrată de unele gesturi ale ei care nu o deosebesc cu nimic de poporul răsculat pe care l-au acuzat de cruzimi nemai auzite. Popa Ion din Petrilaca a fost prădat sub protecția Întunericului de către nobili, asemănător plebei răsculate, numai pentru că era român, iar Popa Zachei din Igiu a fost prins de nobili și dus la Alba Iulia în timp ce publica patenta de liniștire a satelor. Treaba era cu atât mai gravă cu cât s-a făcut din ordinul vicecomitetului. Tot din ordinul unei persoane oficiale, a provizorului din Iernut, s-a încercat arestarea celuiași preot Ion din Petrilaca. Cum însă nu l-au găsit acasă, l-au legat și dus pe servitorul său. În general, arestările preoților de către nobili au avut un rol de propagandă, care ar fi trebuit să-i sperie pe țărani. În Berchiș, furcile folosite pentru execuția criminalilor au fost ridicate în fața cimitirului, iar în Herepea, o trupă de nobili insurgenți au năvălit în timpul nopții și au arestat la întâmplare doi oameni, din care unul a fost preotul unit al satului, Popa Matei, pe care apoi l-au plimbat prin Mihalț, Vângard, Miercurea și Sebeș, apoi dus în fața episcopului Nichitici și a magistraților comitatului și, în ciuda faptului că nu i s-a putut pune nimic în cârcă, a fost expediat la Deva în cetate. Excesele nobiliare au fost urmate imediat de protestele episcopilor. Episcopul Ioan Bob s-a ridicat împotriva furiei justițiare a nobilimii insurgente, reclamând guberniului transilvanean maltratarea lui Iov, fiul protopopului Samuil, căruia i-au fost administrate 50 de lovituri de băți chiar în fața tatălui său, venit pentru a-și scoate fiul din închisoare pe chiezășie, precum și arestarea preotului Alexandru din Gioagiu, dus la Deva și unde ar fi putut să piară ca mulți alții. Excesul nobiliar este cu atât mai mare cu cât Popa Alexandru a fost arestat într-o zonă în care locuitorii nici măcar nu s-au răsculat, pustiirile fiind făcute de răsculați veniți din alte părți. Episcopul Gedeon Nichitici, care a trimis la 7 noiembrie 1784 preoților și protopopilor săi o circulară prin care dispunea acestora să-și dea toată silința în a-și chema credincioșii la supunere și ascultare, s-a implicat personal în calmarea tulburărilor țărănești, având ocazia să constate pe teren adevărul evenimentelor răscoalei. Episcopul de Arad, Petru Petrovici, ai cărui preoți au fost acuzați de autoritățile arădene că s-ar fi făcut vinovați de instigare la răscoală, a protestat cu vehemență pe lângă Consiliul Locumtenențial din Buda, încercând să explice că deturnarea sensului scrisorii sale pastorale din 14 octombrie 1784 nu îi aparține nici lui și nici preoților săi, ci însăși formulării ordinului de începere a conscrierii populației, în care au fost implicați direct și ofițeri imperiali, a căror participare a fost interpretată de țăranii drept conscriere în vederea militarizării lor. În afara autorităților Comitatului Arad, care s-au speriat de zvonurile care au circulat printre țărani și care au avut întâmplător ca punct de pornire Episcopia Ortodoxă Arădeană și episcopul acesteia, Petru Petrovici, la nivelul autorităților imperiale centrale, supozițiile nu au făcut carieră. Preoții respectivi fiind absolviți în primele luni ale anului 1785 de orice vină. Un aspect cu totul aparte al implicării preoților români în răscoala lui Horea
îl reprezintă situația semnalată guberniului la 12 decembrie 1785 de episcopul Ioan Bob, că nobilimea insurgentă i-a silit pe unii preoți să se ridice împotriva răsculaților alături de banderiile nobiliare, fără a ține cont de starea lor ecleziastică. Cazuistica participării preoților români la răscoala lui Horea este, în ciuda aparențelor, destul de limitată și nu indică o angajare hotărâtă în acțiunile violente ale acestora. În general, participarea lor la evenimente se limitează la perioada premergătoare izbucnirii răscoalei, la încercările de înrolare în armată pentru a deveni grăniceri și implicit oameni liberi. Iar atunci când a devenit evident că această cale nu duce nicăieri, înscrierile cu caracter preliminar fiind suspendate, preoții s-au abținut de la a participa la orice acțiune. Această atitudine a devenit și mai evidentă după ce toți ierarhii români au dezavuat răscoala, impunând în mod categoric linia de conduită generală a celor două biserici. Eventualele implicări ale preoților ulterioare zilei de 7 noiembrie 1784 au fost incidentale și fortuite, sub presiunea credincioșilor, care în caz de refuz de implicare în acțiuni, nu au ezitat să-și amenințe preoții cu alungarea sau chiar și cu moartea. Prin urmare, ar fi corectă aprecierea că în timpul răscoalei lui Horea, preoții români s-au conformat codului moral al bisericii, atâta vreme cât și-au putut decide singuri conduita. Dragi prieteni, atât pentru azi. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!